Anul acesta marcăm 77 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz. Comemorăm în același timp memoria victimelor Holocaustului, milioane de femei, bărbați și copii evrei, precum și toate celelalte victime, printre care se numără sute de mii de romi și sinti, și onorăm supraviețuitorii, reafirmând angajamentul nostru pentru a preveni astfel de atrocități în viitor. La precedenta comemorare a Holocaustului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spunea: antisemitismul a condus la Holocaust, dar din păcate nu s-a sfârșit odată cu eliberarea lagărilor de concentrare naziste. Avem datoria de a nu uita vreodată. Am încheiat citatul. Îndrăznesc să adaug că memoria nu este suficientă, avem datoria acțiunii pentru a nu lăsa să se mai întâmple vreodată. Pentru a preveni din vreme, respingând orice tentație sau tendință spre astfel de idei străine de natura umană, străine de orice Dumnezeu. Una dintre cele mai importante lecții pe care ni le-a predat Holocaustul este aceea că antisemitismul și, într-un sens mai larg, discriminarea amenință nu doar comunitatea evrească, ci pe orice persoană care aparține unei minorități sau grupuri vulnerabile. Datoria noastră astăzi este de a pune în operă soluții pentru condamnarea discriminării și sancționarea tuturor formelor de violență împotriva comunității evreiești și a altor grupuri care sunt sau pot deveni vulnerabile la un moment dat. Ministerul Justiției a promovat în limita competențelor sale, Guvernul României a aprobat constant politici publice în acest sens. Spre exemplu, Ministerul Justiției a participat alături de alte ministere evocate de colegul meu Bogdan Aurescu, la elaborarea strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator de ură. La ură. Pe linia Ministerului Justiției, aceste strategii trebuie traduse în acțiuni, precum îmbunătățirea colectării de date, examinarea legislației pentru identificarea eventualelor lacune și evaluarea și actualizarea programelor de formare profesională a procurorilor și judecătorilor. Adoptarea strategiei se înscrie de asemenea în unele eforturi europene în acest sens, evocate de antevorbitori. Lupta împotriva discursului care incită la ură este o bătălie continuă, care trebuie purtată cu toate armele, fie ele legislative sau nelegislative. România susține la nivel european extinderea listei de infracțiuni de la articolul 83 aliniatul 1 al Tratatului European, la infracțiunile motivate de ură și discursurile de incitare la ură. În acest fel, considerăm că onorăm cu adevărat memoria victimelor Holocaustului și îi răsplătim pe supraviețuitori. În acest fel, asigurăm generației următoare o lume în care umanismul este un triumf constant asupra primitivismului, în care respectul, cooperarea și toleranța triumf asupra urii, antisemitismului și discriminării de orice fel. Aș dori să asigur în încheiere că Ministerul Justiției, prin competențele sale legale, va rămâne permanent în prima linie a acestui efort perpetu de păstrare și apărare a valorilor esențiale ale umanității, a democrației și libertății.